Guvernatorul Muguri Sărescu a confirmat faptul că o parte a românilor cu depozite mari au început să le spargă și să le mute prin bănci pentru a intra sub pragul de 100.000 de euro. Guvernatorul BNR nu-și face griji pentru banii lor, însă, pentru că, spune domnia sa, nu vrea să ofenseze bogații României, că și așa sunt cam puțini. În acest timp, băncile din Cipru s-au redeschis după aproape 2 săptămâni de pauză, însă au avut program limitat și restricții dure la retragerea și transferul banilor. Persoanele fizice nu și-au putut lua din depozite decât 300 de euro, iar firmele doar 5.000 de euro pentru salarii. Între timp s-a aflat că cei mai deștepți dintre ciprioți și-au retras banii înainte de izbucnirea scandalului. Iar Marina Americană dezbate dacă să renunțe sau nu la portaavioanele care au făcut din Statele Unite cea mai mare putere globală. Ofițerii spun că sunt relicve costisitoare și a sosit timpul să se renunțe la ele, dar politicienilor le place, căci pe un portaavion lucrează mii de oameni. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la emisiunea Ora de Business, emisiune despre care nu v-am spus până acum, dar poate v-ați prins noastră, are o echipă de cercetare și investigație foarte bine pusă la punct. Ei bine, această echipă, investigând marea panică bancară din anul 1907, a descoperit un lucru uimitor pe o poză. Vedeți, aceasta este o poză din 1907, când oamenii s-au panicat și au început să-și retragă banii din bănci. Și uitați-vă în tot acest tablou în care toată lumea stă la coadă și e nervoasă, un personaj destul de ciudat aici, care nu pare să se comporte ca restul. Pare de un cam desăvârșit. Prin procedee complicate de informatice, bineînțeles, și de tehnică de asta modernă, care pe mine mă cam depășește, să vedeți prin zoomarea acestei poze la ce a ajuns echipa de cercetare a emisiunii Radio Business. Personajul din imagine vă pare cunoscut? Cum e posibil să existe în 1907 cineva atât de calm la o panică bancară? Vă mărturisesc că văzând acest profil, am avut sentimentul că îl cunosc de undeva. Se spune despre guvernatorul Muguri Sărescu că este cel mai longeviv dintre guvernatorii băncii naționale și dintre funcționarii statului importanți pe funcție. Este guvernator din 1990 și vrea să lase impresia că în nicio situație, dar în nicio situație, nu și-ar pierde calmul. Ei bine, după mișcările importante de pe piața internațională cu care și noi la această emisiune v-am ținut la curent, guvernatorul Muguri Sărescu confirmă faptul că și în băncile din România au existat unele mișcări. Ale celor cu foarte mulți bani care au vrut în felul ăsta să se pună cumva la protecția, sub protecția legii. Haideți să-l ascultăm. Noi nu avem grijă a marilor, să spunem, deținători de fonduri lichide, pentru că ei sunt și puțini în România. Și vă asigur că au grijă de banii lor. Cei 10.000 sau 11.000 de oameni, dacă ai mai mult de 100.000 de euro, ai o grijă. Ai și o bucurie, dar ai și o grijă. Trebuie să știi să-ți... Iar dacă mai ții și sub formă lichidă, îndemn publicul din România și pe dumneavoastră să nu ne facem griji din cauza lor. Au ei grijă de banii lor. De-aia au acumulat. Nu cred că trebuie să facem o problemă mediatică să le dăm sfaturi românilor care au lichidități. Să ții lichidități mai mult de 100.000 de euro, nu mulți își permit. Nu este motiv, cu alte cuvinte, de spargerea depozitelor. În cursul dimineții am primit știri că unii s-au apucat să spargă depozitele. Dacă mai mult de 100.000 de euro, treaba lor. Dar, revin, nu cred că trebuie să avem grijă lor, că au ei grijă de banilor. Nu toți, aș zice, nu toți cei care au depozite de peste 100.000 de euro au grijă de banii lor. Am avut după declarația asta curiozitatea să ne uităm puțin pe declarația de avere a guvernatorului Muguri Sărescu. V-am spus că avem o echipă de investigații foarte tare și am descoperit că domnia sa are un depozit la o bancă importantă din România de 577.233 de lei, adică de peste 100.000 de euro. Bine, guvernatorul are în total aproape 1.000.000 de lei în depozite, în lei, în euro și în dolari. Dar de un depozit am impresia că a uitat și e cel mai mare pe care îl are domnia sa și care depășește 100.000 de euro. Deci, iată, trebuie
trebuie, zic eu, să ne facem griji și pentru bogații României, pentru că nu întotdeauna ei știu foarte bine de banii lor, mă gândesc. Altfel, guvernatorul, să știți că ține banii foarte diversificat, adică a încercat măcar să aplice, cred, planul ăsta, pentru că i-am găsit 7 depozite la termen, v-am spus, în lei, dolari și euro. Întotdeauna are grijă să facă chestia asta ca să nu transmită semnale. Vezi, domnule, o să crească euro sau o să crească dolarul sau o să scadă leu, că leu nu prea crește, el în general scade, da? Așa că și le ține împărțite de așa manieră încât nimeni să nu tragă niciun fel de concluzie, dar și 9 conturi curente, care în general sunt de tranzit, dar mare atenție, domnul guvernator, în conturile curente am adunat, noi ne-au ieșit vreo 50.000 de lei, deci o grămadă de bani, care practic nu fac dobânzi. Deci să fim mai atenți cum ne administrăm banii. O să revenim la povestea asta după ce vă vorbesc însă puțin despre Cipru, unde după aproape 2 săptămâni s-au deschis, s-au redeschis băncile. Însă au avut program limitat și restricții extrem de dure la retragerea și la transferul banilor. Oamenii de acolo au început să moară de foame, nu mai au cu ce să-și cumpere mâncare. Au început să moară și comercianții, că nu au pe ce să mai dea mâncare. Și în vreme ce clientul de rând, care a stat câteva ore la coadă, n-a reușit să scoată din cont decât vreo 300 de euro, în vreme ce firmele n-au reușit să-și ia decât vreo 5.000 de euro pentru salarii, imaginați-vă ce înseamnă chestia asta, s-a aflat că s-ar putea ca unii dintre ciprioți, cei mai deștepți băieți dintre ciprioți, să fie avut acces la informații și să-și fi retras banii înainte de izbucnirea acestei crize. A fost înghesuială și confuzie în sucursalele băncilor din Cipru, care au fost redeschise după o pauză de 12 zile. Persoanele fizice nu au putut să retragă din propriile conturi mai mult de 300 de euro, iar firmele nu au putut să transfere mai mult de 5.000 de euro pentru plata salariilor. Dar procedurile prin care ciprioții au acces la banii din bănci sunt în continuare neclare. I think with the salaries we bring the special certificates and I hope that they will give the money for the salaries. Limitarea accesului la depozite va dura cel puțin 4 zile, potrivit declarațiilor Băncii Centrale a Ciprului. Unii economiști spun că experiența ce e drept mult mai dură a Argentinei și Islandei arată că anumite restricții s-ar putea întinde chiar pe un an, ceea ce ar afecta puternic economia cipriotă. Oficialii europeni spun însă că fără aceste restricții sistemul bancar cipriot s-ar fi prăbușit. Cyprus is facing exceptionally difficult circumstances, including a very real risk of uncontrollable capital flight. Therefore, the Commission considers that the conditions for restricting free movement of capital are met in Cyprus at this stage. Însă Parlamentul cipriot bănuiește că o scurgere de capital deja a existat în urmă cu 2 săptămâni, înaintea discuțiilor cu Uniunea Europeană și FMI, care au provocat blocajul din sistemul bancar. Parlamentul a cerut băncilor liste cu numele clienților care au transferat sume suspecte de mari înaintea negocierilor. Despre ce sume ar fi vorba nu se știe, însă prin această anchetă parlamentarii și exprimă neîncrederea în echipa de negociere cu FMI și UE, care a fost singura capabilă să-i atenționeze pe clienții băncilor despre măsurile ce urmă să fie aplicate. Pentru un om care a trăit în România anilor 90, când aveam și noi un fel de probleme de acest fel, adică la noi dădeau faliment băncile, nu le mai ajuta nimeni și sunt câteva chichițe, nu știu cum să vă spun, și cu garanțiile alea. 100.000 de euro, 100.000 de euro, dar știți, în limita fondului de garantare. Altfel spus, dacă se întâmplă, Doamne ferește, vreodată ceva și fondul ăla de garantare are niște limite ale lui. Nu vreau să intru foarte mult în astfel de teorii, vă spun că ceea ce se întâmplă în Cipru mă îngrozește și mai tare decât asta mă îngrozește faptul că deja e pe cale să devină lege europeană ceea ce se întâmplă în Cipru. Adică se poate întâmpla oricui. Eu cred că guvernatorul Muguri Sărescu, pe care îl știu și din anii 90, simulează calmul despre care vorbește. Eu cred că domnia sa n-a uitat vremurile când s-a dus la ProTV ca să spună, domnule, să ne calmăm cu toții și hai să vedem ce facem cu țara asta. Au fost vremuri dramatice, dar pentru că domnia sa dorește neapărat să vă transmită dumneavoastră o stare de calm, o să-l las în minutele următoare să vă explice care e diferența dintre România și Cipru și de ce în România, spune Muguri Sărescu, nu s-ar putea întâmpla ceea ce se întâmplă în Cipru. Garanția nu, numai noi, oferă realitatea. Nu numai că nu sunt asemănări, dar sunt și diferențieri sau diferențe de la cer la pământ. În România, tot sistemul bancar este cam jumătate din PIB. În Cipru e de vreo 8 ori mai mare, 8 ori mai mare decât produsul intern brut. Cu alte cuvinte, ca cineva să încerce să facă o, să spunem, comparație relativ solidă, ar trebui ca sistemul bancar din România să crească de vreo 14 ori, repede. Și PIB-ul să nu crească deloc. Diferențe mari sunt și legate de
situația fiscală. România a ieșit din situația de deficit excesiv, Cipru nu. România are sub 40% deficitul datoria publică, Cipru are 80%, se duce spre 100%. Și nu are cum să sprijine bugetul din Cipru, orice citire, nu neapărat atentă, ci relativ profesionistă a situației din Cipru, nu are cum să sprijine bugetul din Cipru, bănci care sunt de câte ori mai mari decât bugetul și care se bazează pe fluxuri externe. Noi nu avem așa ceva. Nu avem paradis fiscal în România, din potrivă, la noi fiscul e cum e, nu? Pe aici nu se plimbă sume imense de bani, așa glumind, nici n-au unde să descarce. Nu avem gări, atât, nu avem triaje de descărca sumele astea de bani. Deci cred că o discuție România-Cipru este, dacă vreți, mai degrabă o manieră de a discuta așa. Hai să vorbim, să ne adormim. Să vorbim ca să ne adormim. Deși n-am făcut niciodată un secret din faptul că sunt un admirator al seriozității guvernatorului Muguri Sărescu, întotdeauna am criticat limitele, să zicem, monetariste ale viziunii domniei sale, pe care a trebuit să și le depășească în momentul în care a devenit prim-ministru al României, nu s-a simțit foarte confortabil în jobul respectiv și de-aia, în ciuda insistențelor după aceea, niciodată n-a mai acceptat să fie prim-ministru al României. Pentru că atunci când conduci economia de la Palatul Victoria, vezi lucrurile altfel decât de la Banca Națională. În sensul că, dincolo de aceste cifre pe care vi le-am șirat acum, încep să vezi ce se întâmplă cu oamenii. Vedeți, Muguri Sărescu spune, domnule, e o garanție de 100.000 de euro, nu? Avem 11.000 de bogați care au peste 100.000 de euro în depozite bancare, deci de ce ne-am face grijă pentru ei? Și nici eu n-am de ce să-mi fac grijă și nici dumneavoastră probabil că n-aveți. În același timp însă avem vreo 500.000 de patroni în România care au firme, care lucrează cu băncile, ale căror depozite și bani din bănci nu sunt garantate de nimeni, că legea se aplică doar persoanelor fizice. Vedeți? De aceea zic să ne uităm cu mare atenție la ce se întâmplă în Cipru, să ne depășim unele limite monetariste și să ne jucăm rolul de actori ai istoriei, de guvernatori ai BNR, de președinți de țară, de prim-ministri, într-o Europa în care ar trebui să conteze și cuvântul României într-o zi. Sunt convins că ceea ce se întâmplă acum în Cipru a trezit multe spaime în toată Europa. Puteți să vă uitați în presa europeană să vedeți cum e interpretat ceea ce se întâmplă acolo. Și de aceea cred că România nu trebuie să accepte acest lucru și pe mai departe putem vorbi, dacă vreți, și despre prețuri și despre cartofi. Nu știu cum să vă spun. Dacă era totul în regulă, cred că la ședința de astăzi a Consiliului de Politică Monetară al BNR, Isărescu ar fi fost primul care ar fi susținut scăderea dobânzilor. N-a luat această decizie tocmai pentru că se gândește că în asemenea conjunctură, cursul de schimb, o creștere a cursului de schimb și o instabilitate monetară n-ar fi fost tocmai bună. De aceea facem glume despre cartofi. Vă mai amintiți când a fost domnul Vasilescu aici la noi și l-am întrebat dacă tot se uită atât cei de la BNR la cartofi, de ce nu fac o rezervă de cartofi în loc de rezervă de aur? Se pare că i-a plăcut gluma asta domnului Muguri Sărescu, care este și agricultor între altele și care ce apreciez la domnia sa e că nu-i place să apară la televizor. Spre deosebire de altă lume, se pare că ministrul agriculturii a tras unele concluzii interesante din toată criza asta de încredere pe care am avut-o în ultima perioadă în produsele românești. Ci că am vorbit mai mult decât de obicei despre agricultură la televizor. Am învățat foarte multe lucruri pe care încercăm să le corectăm în această perioadă, dar am mai învățat un lucru important, că orice lucru rău se poate transforma într-un lucru bun la un moment dat. Faptul că astăzi vorbim de agricultură, faptul că în fiecare zi pe canalele de știri, care până acum erau bombardate numai de știri politice, astăzi se vorbește foarte mult despre agricultură, despre problemele pe care le are agricultura, despre calitatea vieții, despre calitatea hrănii pe care o consumăm în fiecare zi, cred eu că este un mare câștig pe care l-am avut în această perioadă. Eu mă îndoiesc că domnului Daniel Constantin ar trebui să-i placă să apară atât de des la televizor, cel puțin în astfel de probleme. Bineînțeles că la emisiunile serioase se vorbește despre agricultură și n-ai cum să nu vorbești despre asta, de exemplu, la televiziunea publică, care se adresează tuturor românilor, în condițiile în care ocupații în agricultură sunt o treime din cetățenii României. Apreciez foarte mult faptul că Ministerul Agriculturii încearcă, de exemplu, acum, că l-am criticat, acum trebuie să-l și laud, nu? Încearcă să se implice Ministerul Agriculturii în negocierile dintre
miile, cred că sunt, sau chiar zecile sau sutele de mii de producători de lapte din România, adică, mă rog, posesori de ferme, să le zicem așa, că producătorul este vaca, și cei care colectează acest lapte și îl aduc dumneavoastră sub formă de iaurturi, mai mult sau mai puțin ieftine, mai mult sau mai puțin naturale, pe raftul de la hipermarket. Noul proiect de lege își propune să uniformizeze piața laptelui și să țină sub control abuzurile și presiunile venite din partea procesatorilor către fermieri. Ministerul Agriculturii vrea să facă o lege în care producătorii de lapte să încheie contracte cu primul client, adică procesatorul, pe o durată de cel puțin 12 luni. Toate acestea pentru că din 2015 vor fi eliminate cotele de lapte, iar acest lucru va aduce pe piața românească cantități mai mari de lapte din afara țării. Noi suntem dispersați, tot felul de ciudățenii în organizarea asta a fermierilor, și sigur că în condițiile astea nu poți să negociezi bazat pe o forță care o ai în spate. Și dacă te duci un singur fermier să negociezi, ce contract te spune pe masă, îl semnezi și la revedere, dacă îți convine. Dacă nu, ieși afară, că sunt alții care stau la rând. În acest fel, prețul oferit de procesatorii de lapte fermierilor ar putea scădea, căci oferta va fi mai mare. Impunerea prin legea unor contracte pe un an de zile ar putea ajuta fermierii care sunt acum cam trânși cu ușa de mari procesatori. În prezent, fermierii încheie contracte cu procesatorii pe un an de zile, pe 3 ani sau chiar pe o jumătate de an. Dar de obicei acestea sunt făcute tot de procesatori după regulile lor, iar clauzele înclină în favoarea lor. În general, contractul e făcut în așa fel încât tu ca fermier, dacă nu vrei să mai dai laptele, plătești niște penalități, dar invers nu prea acceptă ei. În ceea ce privește prețul cu care se vinde laptele către procesatori, acesta este acum cu mult mai mic decât ajunge în magazine. De exemplu, fermierii ajung să dea litrul de lapte și cu 80 de bani. Pe raft, cel mai ieftin litru de lapte costă 3,2 lei. Ar trebui să existe o formulă legislativă care să rezolve ambele zone, astfel încât împărțirea profitului dintr-un întreg să fie cam în 3 părți egale între producător, procesator și retailer. Cu toate acestea, unii procesatori spun că negocierile le poartă cot la cot cu fermierii și că nu au impus niciodată prețuri sub nivelul pieței. Producătorii care au ferme de lapte sunt de părere că legea nu va rezolva mare lucru, pentru că nu se poate impune un anumit preț pe litrul de lapte, iar negocierile se vor purta tot la nivelul dintre fermier și procesator. În plus, fermierii spun că nu vor fi de acord cu legea dacă aceasta prevede menținerea unui anumit preț timp de un an de zile, căci prețul laptelui fluctuează în funcție de sezonalitate. Când se apropie vara, fermierii renegociază contractele cu procesatorii, iar în toamnă se întâmplă același lucru. Guvernul vrea să deblocheze angajările la stat, dar nu intenționează să le liberalizeze. În loc de 7 plecați la un nou angajat, se va permite angajarea 1 la 1. Deși este târziu pentru asta, pentru că la cum sunt salariile la stat, au mai rămas oricum doar 1 din 7. De un an și ceva de zile, tot vorbim în România despre faptul că am scăpat de împovărătorul contract cu americanii de la Bechtel pentru autostrada Transilvania. Ei bine, ministrul marilor proiecte, lucrări și ce mai face prin țara asta, domnul Dan Șova, dezvăluie un amănunt foarte interesant, acela că deși contractul s-a terminat într-un fel, adică statul român le-a plătit americanilor cam tot ce era de plătit, mai rămâne de negociat modul în care ei pleacă din România. Ceea ce încerc să vă spun este că acest contract a fost dintotdeauna considerat o povară, dincolo de prețul mai mare sau mai mic, din cauza clauzelor de reziliere, care făceau practic imposibilă terminarea contractului cu americanii. De aceea, acum un an și mai bine, când doamna Anca Boagiu a venit și a zis gata, am scăpat de americani, pleacă, am terminat-o cu ei, am rămas puțin surprins. Adică n-am înțeles de ce ar rezilia americanii contractul. Ei bine, încă nu se știe, dar se mai negociază. Statul român nu mai vrea sub nicio formă să mai facă afaceri cu Bechtel, iar într-o lună de zile contractul se va încheia. Asta după ce se termină negocierile legate de despăgubirile pe care autoritățile române trebuie să le achite companiei pentru încheierea contractului înainte de termen. Dacă cererile companiei americane se vor situa în limite normale, se va încheia un acord cu Bechtel. În caz contrar, se va ajunge la arbitraj, însă în ambele situații contractul va înceta. Și dânsi acceptă ideea că trebuie încetat contractul. Până în 30 aprilie încercăm să ajungem la o concluzie privind despăgubirile pe care le-ar datora statul român. Soluția, fie că va fi convergentă, fie divergentă, va fi supusă aprobării guvernului și guvernul va avea cuvântul final. În mod normal, anul acesta ar fi trebuit să circulați pe o autostradă nouă între Brașov și Borș, o autostradă de 415 km pe care americanii de la Bechtel au promis că o vor construi încă din anul 2003, când a fost aprobat proiectul. Însă, între planuri și realitate, lucrurile s-au împotmolit, căci fie n-au fost bani suficienți, fie americanii și-au strâns utilajele și au oprit lucrările. Câțiva ani mai târziu de la demararea lucrărilor, Bechtel
el a pierdut o parte din contractul cu statul român. Totuși s-a luat decizia ca americanii să termine tronsonul dintre Borș și Suracul de Barcău, însă nici aceste lucrări nu au înaintat așa cum trebuia, căci statul român nu l-a plătit pe constructor la timp. Ultimele datorii către Bechtel de 50 de milioane de euro au fost achitate săptămâna trecută. Eu vă spun că statul român nu va avea bani cel puțin în următorii 4-5 ani ca să financeze din resurse bugetare Bechtel. De aceea noi am luat această decizie foarte radicală de a întrerupe contractul cu Bechtelul, tocmai pentru a putea găsi o soluție să facem autostrada. Planurile autorităților sunt ca după încheierea contractului cu Bechtel să continue lucrurile la autostrada Transilvania, însă sub o altă formă de finanțare, cel mai probabil parteneriat public-privat. Până acum, dintre cei 415 kilometri s-au realizat numai 52 de kilometri. Valoarea contractului semnat în 2003 prevedea o investiție de 2,2 miliarde de euro, însă până acum statul român a plătit 1,3 miliarde de euro. Și o nebunie povestea asta, vă spun că nu înțeleg și când nu înțeleg o chestie înseamnă că lipsește ceva din poză. Stăm cu ochii pe ei, eu vă spun că nu s-a terminat cu Bechtelul, îi urmărim și poate o să-i regăsim undeva. Am sentimentul că e ceva legat și de scutul ăla de la Craiova, unde și acolo vor fi niște contracte. De la DVSL-ul am vrut să zic, nu de la Craiova. Doamnelor și domnilor, lipsa de personal din grădinițele din România duce la situații absurde, au ajuns 1 la 7, adică exact cum a avut guvernul la un moment dat, dar aici vorbim despre persoanele care au grijă de copiii noștri și o problemă. Între timp l-am auzit astăzi pe vicepremierul Dragnea, care spunea: domnule, o să dăm drumul la angajările la stat în perioada următoare, dar nu le liberalizăm. Adică, ok, cine vrea instituție publică să facă angajări va face 1 la 1. Păi ei aveau nevoie de 7 la 1, dar ceea ce probabil nu înțeleg guvernanții este că între timp, din cauza salariilor foarte proaste, mai ales din învățământ, din grădinițe și chiar din spitale, și să vrei, nu mai găsești oameni pe care să-i angajezi, degeaba le liberalizezi. Legea din România spune că în cazul grădinițelor, un îngrijitor nu poate să aibă în grupă mai mult de 20 de copii. De la teorie până la practică este însă cale lungă. Din cauza salariilor mici, mulți angajați din educație și-au dat demisia, iar posturile libere sunt blocate. Așa se face că la Sibiu, de exemplu, două persoane trebuie să se ocupe de mai mult de 200 de preșcolari. Dacă luăm în calcul faptul că în grădiniță sunt înscriși 205 copii, o prezență medie de 170, am avea nevoie de 8, cel puțin 8 persoane calificate. Inspectoratul școlar din Sibiu a trimis mai multe cereri la Ministerul Educației, prin care cerea deblocarea posturilor, doar că răspunsul ministerului a întârziat să apară, iar unii dintre părinți au decis că este cazul să rezolve singuri problema. Au strâns bani și au angajat separat educatoare, bucătari și agenți de bază care să se ocupe de copiii lor. Acest lucru nu se întâmplă însă peste tot, iar acolo unde nu există personal suficient, puținii angajați fac de toate. Aici doamnele care îngrijesc și fac curățenie nu se ocupă numai de curățenie. Trebuie să aibă grijă și de copii. Faptul că această situație este absurdă este recunoscut și la nivel înalt. Problema personalului nu este întâlnită doar în cazul grădinițelor, ci se repetă în aproape fiecare instituție de stat. Guvernul susține că în 2013 vor fi deblocate posturile atât în educație cât și în sănătate. În același timp însă va continua procesul de reducere a cheltuielilor cu personalul din instituțiile centrale. Da, în timpul ăsta guvernul trebuie să găsească soluții pentru mai multe bombițe din astea sociale, unii le-ar zice bombe, știți cum e, depinde de cu ce compari, da? Care au apărut în diferite orașe ale țării. Știți de Olchim, știți de Bradu, de la Pitești. Bine, astăzi premierul Victor Ponta s-a dus la Severin, unde există o altă bombă amosată. Ea se numește Regia Națională de Activități Nucleare. Mai exact este vorba de combinatul de apă grea. Combinat care a făcut apă grea mai multă decât era nevoie, pentru că știți cum e cu centrala de la Cernavodă, n-am fost în stare să facem decât 2 reactoare din 5. Ceea ce înseamnă că în momentul de față, o unitate considerată strategică, credeți-mă, știu ce vorbesc, sunt de acolo, nu prea mai are pentru cine să producă. Am apreciat faptul că Victor Ponta s-a dus la Severin ca să le spună cetățenilor de acolo că acest combinat nu e clar dacă se va închide, dar e clar că se va restructura. Problema RAN este, din punctul meu de vedere, una din cele mai importante și mai dificile din problemele moștenite din trecut. Dacă s-ar fi luat măsuri de pregătire, de restructurare, încă din 2009, 2010, 2011, ar fi fost mai ușor. Acum trebuie să avem grijă de oameni. Sigur, nu o să poată să rămână toți acolo. N-au spus exact ce trebuie, că puteam să facem și alte investiții, puteam să facem o reorganizare care să salveze cât mai multe locuri de muncă. Acum
am lăsat boala să se accentueze și trebuie să o gestionăm noi. Apreciez faptul că Victor Ponta s-a adus, vă ziceam zilele trecute, că are nevoie de o anumită maturizare, de o anumită bărbăție premierul României, care e încă destul de tânăr, da? Pentru ca în astfel de situații să se ducă acolo să vorbească cu oamenii care poate l-au votat, da? Și să le spună, aici va trebui să închidem, cu voi facem și dregem, ce se va întâmpla mai departe? Vedeți, Severinul e orașul din care eu provin și știu bine istoria, da? Când am plecat eu de acolo după... La începutul anilor 90 avea vreo 150.000 de locuitori. Astăzi mai sunt cam jumătate dintre ei și în momentul în care nu și-au salariile ăia de la combinatul de apă, grea. Sărăcesc și buticarii de prin oraș. Ceea ce încerc să vă spun este că la fel ca la Olchim, la Vâlcea, la Severin, genul acesta de bombă socială, îți distruge un oraș care și așa nu prea mai are industrie deloc. Discuția este foarte complicată. Adică dacă mă întrebați pe mine, de exemplu, acum că-s la București, că am plecat de acolo și ca mine au plecat mulți, v-am zis, jumătate din cetățenii orașului. Și Ponta a plecat la vremea lui de la Târgu Cărbunești sau de la Târgu Jiu, de unde e, dar am venit la București după o slujbă. Dar asta este soluția? Bineînțeles, zona aia are un potențial turistic senzațional, pe care însă nimeni nu-l cunoaște, nici măcar ei nu sunt conștienți de ce ar putea face acolo, cu atât mai puțin să vină Ponta de la București și să le zică, vai ce castel frumos aveți, ce ar fi să-mi fac eu vacanța aici, în loc să mi-o fac la prietenii mei din munți, unde și-a făcut revelionul. În timpul ăsta, britanicii par foarte îngroziți de români, așa, atât de îngroziți încât eu am început să cred despre britanici ca un anume sindrom. O să-i zic pe nume al prostiei, cel puțin unii dintre ei. Vedeți noastră tabloidul britanic The Sun, care e citit în fiecare zi de 4 milioane de britanici în ediția online și în ediția de print, a descoperit cum anume va dispărea populația Marii Britanii din cauza faptului că foarte mulți români bolnavi de tuberculoză vor ajunge anul viitor acolo. Nu și-au pus nicio secundă problema cum se face că prințul lor Charles și-a luat casă în România și vine destul de frecvent pe la noi, dar și-l imaginează probabil decontaminat tot timpul ca să nu se îmbolnăvească. Ideea britanicilor de la The Sun de a scrie despre românii bolnavi de tuberculoză a venit după ce o publicație medicală a atras atenția cu privință la numărul în creștere a cazurilor de TBC. Specialiștii vorbeau despre o nouă formă a virusului care rezistă la tratament, întâlnit tot mai des în Europa de Est. De aici și părerile așezate sub formă de investigație ale celor de la The Sun. Din punctul de vedere al acestora, sărăcia și sistemul sanitar precar au făcut din România capitala tuberculozei din Europa. E drept că România are o problemă cu această boală, fiind pe locul 2 de fapt în Europa la numărul cazurilor de îmbolnăvire. Angajații tabloidului scriu în așa numita investigație că în România sunt în jur de 35.000 de bolnavi de tuberculoză. Datele de la noi, în schimb, arată că nu sunt mai mult de 20.000. Tuberculoza nu este însă o boală întâlnită doar în România, iar în Marea Britanie găsești cu ușurință oameni din toate colțurile lumii. La fiecare 4 secunde undeva în lume un om se îmbolnăvește de tuberculoză. La fiecare 23 de secunde cineva moare din cauza ei. Tabloidul The Sun a scris de-a lungul timpului despre români și valul de imigranți care ar urma să ajungă la ei. De altfel, ei sunt cei care au spus că după ce se va deschide piața muncii din Marea Britanie pentru est-europeni, vor fi invadați de peste 30 de milioane de bulgari și români. Le-a scăpat însă din vedere că populația acestor două țări adunate nu ajunge la 30 de milioane. Nu vreau să ofensez pe nimeni, am mult respect pentru acest popor, mă uit la Top Gear, mă uit la BBC, m-am inspirat când am făcut această emisiune de la BBC, dar vă mărturisesc că unii dintre britanici, sau nu, hai să o luăm altfel, ei cred că vor ajunge până la urmă să vrea să ne însemne pe noi românii, cum îi însemnau naziștii pe evrei și nu glumesc când spun chestia asta, ca să știe să se ferească de noi. Vedeți? Eu cred că vorba românească prostului făiloc nu-i sta în cale e mai aplicabilă în cazul ăsta și drept urmare o să protestez nevorbindu-vă astăzi despre lira sterlină, așa cum niciodată de altfel nu fac. Vedeți, noastră, euro e oarecum static în ușoară creștere, da? Pentru că n-a fost nicio știre de la Banca Națională, dobânzile au stat pe loc. Nu o să insist astăzi foarte mult asupra cursului de schimb, el a rămas în ușoară presiune, dar pentru că mâine e vineri, mâine vă spun mai multe despre el. Vladimir Putin și-a făcut prostul obicei să plece noaptea la război și pentru că prima dată când a dat o alarmă de luptă nu prea și-a găsit soldații, azi noapte președintele Rusiei a răscolit prin surprindere Marea Neagră într-o simulare de război cu 36 de nave de luptă.
Portavioanele sunt relicve ale istoriei și a sosit timpul să se renunțe la ele. Cel puțin așa arată un raport semnat de un capitan din Marina Militară Americană. Capitanul spune că portavioanele, pe cât sunt de scumpe, pe atât sunt limitate din punct de vedere tehnologic. Tocmai de aceea, banii cheltuiți cu întreținerea și operarea lor ar trebui alocați pentru dezvoltarea unor arme mai moderne. Politicienii de la Washington au însă un punct de vedere oarecum diferit. Adică, dincolo de faptul că aceste portavioane au făcut din Statele Unite o putere globală, că își plimbă avioanele peste tot. Unde au nevoie, hap, au trimis portavionul și gata, sunt o forță militară, da? Dincolo de toată treaba asta, un portavion creează mii de locuri de muncă. Statele Unite au cea mai mare și mai performantă flotă de portavioane din lume, însă utilitatea navei supreme de război este pusă la îndoială chiar în interiorul Marinei Militare Americane. În raportul său, capitanul Henry Hendricks arată că această flotă este o gaură neagră în bugetul militar american. Cele 10 portavioane funcționale ale Marinei Statelor Unite vor fi înlocuite treptat cu portavioane de nouă generație, a căror asamblare costă de la 13 miliarde de dolari în sus, dublu față de precedenta generație. Costurile de operare sunt și ele uriașe, câte 6,5 milioane de dolari pe zi pentru fiecare dintre cele 10 grupuri de luptă. Un grup de luptă este format dintr-un portavion, 5 nave de război, un submarin, 80 de avioane și elicoptere și un echipaj total de 6700 de persoane. Capitanul duce calculul mai departe și arată că Marina a cheltuit câte 7,5 milioane de dolari pentru fiecare dintre cele 16.000 de bombe lansate în ultimul deceniu de aparatele de zbor deculate de pe portavioane. Hendricks arată că 5 distrugătoare care împreună costă 10 miliarde de dolari pot face foarte bine treaba unui portavion și pot distruge ținte inamice la un cost de doar 2 milioane de dolari pe bombă. În plus, un grup mic de distrugătoare se mișcă mult mai repede și este mult mai greu de detectat decât întreaga suită de nave care însoțesc uriașul portavion. În raportul său, capitanul a spus că armata chineză deja a dezvoltat o rachetă capabilă să oprească un avion american. Deși susțin că portavioanele sunt importante, colegii capitanului Hendricks nu s-au grăbit să contrazică cifrele prezentate în raport. De fapt, mai vocali în apărarea portavioanelor sunt ofițerii în rezervă, pentru care aceste nave au reprezentat arma supremă a generației lor. Viceamiralul în rezervă Pete Daly a declarat pentru France Press că rachetele Tomahawk de pe distrugătoare nu vor avea niciodată raza de acțiune a avioanelor lansate de pe portavioane. Și politicienii susțin portavioanele conștient că asamblarea, întreținerea și operarea lor generează mii de locuri de muncă pe întreg teritoriul Statelor Unite. Henry Hendricks spune însă că aceiași bani ar putea fi alocați creierii de drone și rachete performante, a căror producție poate avea un impact social la fel de mare în regiunile care trăiesc din industria militară. În timpul ăsta, președintele Rusiei, domnul Vladimir Putin, are, se pare, probleme în a-și trezi armata în caz de război. În ultima perioadă, președintele rus își tot terorizează mareșalii cu tot felul de exerciții de-astea în miez de noapte să vadă dacă se trezesc. E, azi noapte a reușit să-i trezească, dar e pentru prima dată. Era ora 4 dimineața când ministrul rus al apărării Serghei Soigu a fost trezit din somn de un curier care i-a adus un plic semnat de Vladimir Putin. Înăuntru era un ordin de mobilizare a trupelor și navelor de la Marea Neagră pentru o serie neașteptată de exerciții militare. Imediat au fost alertate cele 36 de nave militare și unitățile aviației din apropierea porturilor Sevastopol și Novosibirsk. În total vor participa 7.000 de militari, adică exact numărul maxim de soldați pentru care o țară nu este obligată să anunțe comunitatea internațională despre desfășurarea exercițiilor. Abia după ce trupele au fost mobilizate, oficialii ruși au comunicat că exercițiile au ca scop verificarea capacității de luptă și a vitezei de reacție a forțelor armate, însă nu au fost oferite detalii despre succesul primei zile de manevre. În urmă cu o lună, Vladimir Putin a fost deranjat de faptul că militarii nu au fost în stare să se mobilizeze la timp pentru o simulare de război neanunțată. Prin exercițiile de astăzi, Putin vrea să vadă dacă există o îmbunătățire a modului de organizare a armatei și dacă exercițiile din Marea Neagră se vor desfășura așa cum trebuie, vor fi o demonstrație de forță în fața țărilor est-europene care vor face parte din scutul antirachetă NATO. Ministrul rus al apărării a anunțat că durata simulărilor de război demarate în această dimineață va fi stabilită tot de Vladimir Putin. Să revenim acum la știri mai pacifice. Doamnelor și domnilor, după 8 ani de pauză, americanii de la Chrysler vor resuscita legendarul Jeep Cherokee. Doar că la prima vedere, mașina nu prea mai e ce a fost cândva. Apreciat în trecut pentru fiabilitatea sa și pentru înfățișarea sa dură, Jeep Cherokee a fost redesenat complet, iar acum este criticat că seamănă prea mult cu mașinile italiene. Teoretic, chiar asta și este de când Fiat a cumpărat Chrysler. Azi noapte la New York, Chrysler a prezentat noul Jeep Cherokee cu o demonstrație pe viu a modului în care se descurcă mașina pe teren accidentat. Este o renaștere a unei mărci pe care americanii au tras-o mult prea ușor pe linie moartă în 2005. Însă fanii acestei serii și mulți experți auto sunt dezamăgiți de faptul că noul Jeep Cherokee nu mai are nimic de a face cu vechea mașină. Totul era pătrat la vechiul Cherokee de la faruri până la oglinzi și dădea senzația de mașină rezistentă. Rezistența chiar a fost confirmată de toate premiile pentru fiabilitate pe care le-a primit de-a lungul timpului de la presa de specialitate. Cu un design
aerodinamic și o caroserie lucioasă, noul Cherokee pare însă o mașină mult mai fragilă, ceea ce reprezintă un dezavantaj în fața celor care erau fanii vechiului model. Cei de la Chrysler promit însă că noul model este mai performant. Refined on-road driving dynamics and performance, outstanding fuel economy, world-class craftsmanship and versatility, as well as an advanced safety and user-friendly technology. Șoferii noului Jeep Cherokee vor avea de ales între un motor în 4 cilindri de 2,4 litri capabil să dezvolte 184 de cai putere sau un motor mai puternic în 6 cilindri care dezvoltă 271 de cai putere. Primul Jeep Cherokee a fost produs în 1974 în fostele fabrici American Motors, însă modelul cu adevărat apreciat a fost cel produs între 1984 și 2005, mașină care a pus bazele pieței mondiale a SUV-urilor. În 1987 American Motors a fost preluată de către Chrysler. Noua conducere nu a adus nicio modificare a acestui model, ci pur și simplu i-a întrerupt producția în urmă cu 8 ani. Moștenitorii lui Jeep Cherokee au fost Grand Cherokee, fratele său mai scump, dar mult mai puțin apreciat, și Jeep Liberty, o mașină care s-a dovedit a fi un eșec în lumea auto. Pot pune și pe internet pozele pe care le fac acum colegilor mei. Vedeți noastră în cursa lor pentru venituri mai mari din publicitate, cei doi mari giganți ai internetului, Google și Facebook, au ajuns să facă și prostii. Google s-a grăbit să cumpere Motorola cu gândul că va putea să controleze mai bine publicitatea de pe telefonul mobil, însă acum trebuie să îndure pierderile Motorola. În timpul ăsta, Facebook s-a grăbit să dea o căruță de bani pe Instagram, acea aplicație care îți permite să faci poze frumoase, să le faci și să le faci după aia frumoase dacă nu ți-au ieșit din prima, ba chiar să le și publici. Dar în ciuda investiției uriașe, nu a reușit să scoată până acum niciun ban de pe urma ei. În primăvara anului trecut, Facebook a cumpărat Instagram, rețeaua de socializare dezvoltată pe principiul publicării instante a unor fotografii. Achiziția a fost văzută cu mult scepticism, în special din cauza prețului companiei de $1 miliard și a venitorilor în sumă de $0. În aprilie 2012, chiar înainte ca cei de la Facebook să-i bată pe un număr, Instagram ajungea la 27 de milioane de utilizatori. Acum analiștii estimează că rețeaua de photosharing are peste 100 de milioane de utilizatori, ceea ce reprezintă o creștere uluitoare de 270% în mai puțin de un an. Datele arată că Instagram crește cu 10 milioane de utilizatori pe lună. Vești foarte bune pentru Facebook, cu excepția unei mici îngrijorări. Aplicația nu aduce niciun ban. Când a fost cumpărată, Instagram nu avea niciun fel de venituri și nici nu plănuia să facă în viitorul prea apropiat. Facebook a acceptat starea de fapt pentru câteva luni, însă ulterior a făcut câteva schimbări în politica Instagram, schimbări care ar fi dus mai târziu la obținerea unor venituri de pe urma aplicației. Mai exact, compania lui Zuckerberg a încercat să obțină acordul utilizatorilor rețelei pentru folosirea în scop comercial a fotografiilor postate. Din cauza protestelor utilizatorilor, Facebook a revenit rapid la vechile politici și acorduri. Încă e neclar cum va obține Facebook venituri de pe urma Instagram, dar în mod cert va trebui să facă o schimbare în termenii și acordurile de folosire a aplicației. Până atunci, Facebook continuă să stocheze din ce în ce mai multe date și fotografii care, la un moment dat, vor aduce poate și bani. Dacă actuala creștere va continua în același ritm, Instagram va atinge 210 milioane de utilizatori până la sfârșitul lui 2013. Rețelei Facebook i-au trebuit 5 ani și jumătate să ajungă la acest număr. Chiar dacă este încă neclar cum va valorifica Facebook achiziția făcută acum un an, este sigur că Instagram va deveni următoarea minune a rețelelor de socializare. Preluarea aplicației de către Facebook a fost o mișcare fantastică pentru Zuckerberg, mai ales că zilele de creștere fulminantă a utilizatorilor Facebook au cam apus. Zâmbești? Zâmbești? Fii atent că te pun pe Facebook. Da, ca să vadă lumea, trimis și mie, Moise. Așa, nu, ca să vadă lumea că ne cunoaștem și că tu, cel care dai telejurnalul, o să ne spui acum ce știri aveți în seara asta. Bun, păi tu ai tratat pe larg problema revenirii agriculturii românești din scandalul cu aflatoxina. Ei bine, aflatoxina lovește din nou, de data asta porumbul. S-au descoperit, cred că 11.000 de tone de porumb într-un depozit din Dolj, Moise. O să vă dau cifrele exacte în telejurnal. O să vă mai spun cine vrea și cum se poate ajunge acolo, astfel încât în fiecare instituție publică să existe un soi de comisar, i-aș spune eu, de etică și anticorupție. Un ceist. Da. Și mai avem, evident, un cod galben de inundații după ninsorile astea neașteptate din ultimele zile. De mâine dimineață intră în vigoare un cod galben de inundații. 9 județe din vestul și nord-vestul țării. Vă aștept în scurt timp alături de Ligia cu cele mai importante știri ale zilei. Cu schiurile n-am apucat să fac mare lucru, dar poate barca pentru pescuit o scot mai devreme anul ăsta. Vă urmărim. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru faptul că v-ați uitat în seara asta la ora de business. Mai avem o emisiune și mâine seară de la ora 19. La revedere!